Abonați-vă la Kitoons și lăsați distracția fără sfârșit să înceapă! Good night, Connie! Oh, e timpul pentru somnic. Iar tu să fii atent. Nu vrem să se mai întâmple ca azi noapte. Oh, nu, nu din nou. Cutie, apără-mă! Ajutor! Ce s-a întâmplat, Connie? Am un monstru sub pat! Serios! Haide, Connie, e la fel mereu. Bine, al cui este rândul? Eu am fost ieri. E rândul lui Missy. Am multe treabă mâine. Trebuie să dorm. Lori, du-te tu. Bine, vin. Super, acum e rândul meu. Nu o să pot dormi în seara asta. Norocul meu, e la fel mereu. Singurul lucru monstruos de aici e brioșa asta. Poate a lăsat un monstru aici. Monstrul e doar în imaginația ta. Hai să dormim. Mulțumesc că stai cu mine, Lori. Cu plăcere, culcă-te. Connie, nu putem continua așa. Azi vei dormi singură. Dar monstrul... Trebuie doar să numeri oi. Și fă ceva ce îți face plăcere, precum brioșele. Și râzi mult. O să fac brioșe. Dar dacă sunt mulți monștri? Connie, au venit Fantasy. Ei știu cum să te scape de frici. Serios? Cum? Cu o cască magică. Wow! O cască Fantasy! Wow! Nu e o cască oarecare. E un obiect magic care îi dă curaj oricui îl poartă. Hei, Connie, îți stă foarte bine! Pari mai curajoasă! Da, arăți ca o adevărată fantasy! Dar nu e magie reală, nu? Nu, dar uite ce fericită e! Să vedem dacă pot dormi și eu. Dacă nu, animăluțele vor avea treabă. Oh, nu! O oaie, două oi. Trebuie să fac brioșe. Suda de oi, mia de oi. Casca! Nu mă vei prinde. Ce-i cu gălăgia aceasta? Ce dezastru! Ce tot faci? Datorită inteligenței lui Susu. Și mulțumite acestei căști magice, umbrele au dispărut. Trebuie să-ți spunem ceva, Connie. Casca nu are nicio putere. Tu ți-ai înfrânt singură fricile. Serios? De una singură? Asta înseamnă că sunt curajoasă. Și când ești curajoasă, creaturile imaginare vor dispărea. Mulțumesc că ați crezut în mine! Că mi se face somn. Da. Monștri! Dar monștrii nu există. Casca magică! Dar nu ai spus că e magie falsă? În caz de orice, dă-mi-o! Hei, cum crezi că și-au petrecut noaptea? Hei, nu trebuie să mă ajutați? Nu fugiți, numărați oi sau ceva. Sigur suntem în siguranță aici?
spus că monștri nu există. Bonus! Dacă voi câștiga, voi primi inima cu aripi. Haide, lasă-mă să încerc. Nu așa... Sari, sari, acum! Ce mă enervezi? Și oricum, tableta e a mea. Păi, ok, nu contează. Dar să nu mă întrebi apoi cum să iei inima cu aripi. Bună, Lina! Ce-a pățit Dreamy? Nu știu, se duce la muntele Fantasy. Hai să o găsim! Ok, haide! Un pas mic încoace, un pas mic încolo. Și portalul Fantasy ni se va arăta. O să sar mai sus decât un avion. Voi urca scările ca un pion. Inima s-o iau fără ghinion. Nu, trage, te rog, de volan. Trage de volan. Stai, ar putea să adoarmă înainte să parcheze corect? Da, spune-mi, Lenny. Uite, ce amuzant! Lena a făcut un joc cu ea ca personaj principal. Nu, sunt chiar eu! Yeah! Ce surprinzător! Chiar putem să o auzim! Cum a făcut asta? Nu știu cum, dar sunt captivă în joc! Nu mă pot mișca! Cum se joacă? Hei, apasă butoanele! Ha! Mă mișc! De fapt, tu mă miști! Oh, tu ești acolo? Chiar ești tu! Trebuie să mă mișc! Nu se poate altfel! Am înțeles! Apasă butonul sari! Ce greu e! Ăsta e butonul sari? Nu! Sari! Inima cu aripi, poate e singura mea scăpare. Te poți baza pe mine? Hei! Hei, ai grijă, mai am doar două vieți. Oh, vai. Stai, încep să obosesc. Jocurile video nu obosesc. Sari, sari. Nu ai obosit? Sari. Vreau și eu să joc. Păi, trebuie să aștepți. Dar tu nu m-ai lăsat să mă joc. Mai am o singură viață. E rândul tău. Nu, nu, joacă-te tu. Dar Dreamy mă mai poate salva. Unde e Dreamy? Aici, ce se petrece? Vă pot ajuta? Dreamy, trebuie să mă ajut. Ești singura care joacă mai bine ca mine. Ok, ok. Am văzut totul de pe muntele Fantasy, dar nu ai zis tu că tableta este a ta și că doar tu te poți juca? Da, da, scuze, trebuie să împărțim totul aici, dar te rog, ajută-mă! Ok, numărul 1 te va salva. Wow! 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 Haide, Dreamy! Uimitor! Haide, Lena! Hai, Dreamy! Hai, Dreamy! Da! Ce se petrece? Nu mai merge tableta, s-a blocat. E vina noastră! Mai ceva! Stai, dar cum ai spus că ai ajuns acolo? Păi, am intrat în portal, fără să realizez în timp ce ziceam, o să sar mai sus decât un avion. Mai sus decât un avion. Voi urca scările. Voi urca scările. Cum era? A, da, corect! Inima s-o iau fără ghinion. Inima s-o iau fără ghinion. Da! Uite! Hei, nu mă pot mișca! Ua, ce idee bună ai avut! Hai, Dreamy! Aproape am ajuns! Wow, ce palpitant! Să o facem împreună! Să luăm inima cu aripi! Dreamy, tu ești tot în jocul video! Mulțumesc, Dreamy! Nu puteam reuși fără tine! Magic Tears!
jucătoare. A fost ușor. Am învățat de la cei mai buni. Da! Uite, un joc video! Animalul meu e mai agil, o să vezi. Oh, ce adorabil! Acasă iese! Bună, fetelor! Ce fac animalele? Păi, așa și așa. V-am văzut de sus. De fapt, Didi v-a văzut și ne-a spus totul. Bună, Didi! Și am coborât să vă ajutăm, pentru că animalele noastre sunt agile. Veți vedea! Bine, hai! Număr până la 3. 1, 2, turnul fantasy! Nu, nu asta voiam! Acum vom deveni puternici și agili. Iar pentru asta trebuie să ne antrenăm, să avem disciplină și să menținem ordinea. Hei, stați! Hei, ai grijă! Nu e voie! Suntem la antrenament! Terminat și hai să ne antrenăm! După cum ziceam, ne vom antrena foarte serios. Să începem cu traseul cu buturugi. Hai, Bru, du-te! Foarte bine! Foarte bine! Foarte rău! Hai, Kitty! Poți să o faci! Campioană, arată-le că ești cel mai bun animal! Proba 2, ținta cea mare! Gata, Lenny? Hai! Scuze! Rândul tău! Haide! Ești cea mai bună! Proba 3! Bilele uriașe! Haide, Neri! Poți să o faci! Haide, Kitty! Arată-le tuturor că ești cel mai bun animal din lume! Haide, Kitty! Bravo, Kitty! Și să nu uităm de morișca nebună! Haide! Poți să o faci! Mai repede! Nu, nu așa! Haide! Oh, ce dezamăgire! Haide, Kitty! O să reușești! Ați văzut? Nu! S-o prind timpul! Să pornim timpul! Tu nu crezi că am exagerat? Cred că da, puțin. Iartă-mă, Kitty! Te simți bine? Ne pare foarte rău! Și acum e rândul vostru.
știi că nu am uitat de tine. Hai să ne antrenăm! Ha, ha, ha!